această înțepătură. Gata? Gata, bine, bine. Cei care au venit la maratonul vaccinării de la Timișoara au apreciat inițiativa și s-au bucurat că au avut astfel ocazia să se vaccineze. Venim din Austria. Stăm acum în Austria și am venit să ne vaccinăm. Special pentru a te vaccina ai venit? Da, special pentru vaccinare. Am zis să profităm de organizarea maratonului și să ne vaccinăm toți odată. Excelent, da. Pentru că, nu, dacă tot am hotărât să ne vaccinăm, e binevenit așa, fără programare, e ok. Au putut aduna mai multă lume în același loc, foarte repede, fără prea multe programări, organizat. E foarte bine, chiar era necesar așa ceva. Câtă lume vine și poate scăpăm din nenorocita de pandemie. A fost ceva repede, pentru mine a fost și neașteptat, că a zis soțul, haide să facem vaccinul. Eu nu eram de gând, dar zic, hai să facem, că dacă plecăm în Grecia sau undeva în excursie, am zis că e bun. Extraordinară. E o chestie care eu trăiesc în Italia, vin de acolo, nici nu... N-am cuvinte, jos pălăria. O mare mulțumire tinerilor care au fac acest voluntariat. Vaccinați-vă, pentru că oricum nu scăpăm. O contribuție importantă la succesul acțiunii au avut-o studenții Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, care au participat în număr mare ca voluntari la maratonul vaccinării. Sunt în zona de chestionare și triaj, ajut pacienții care vin să se vaccineze să-și completeze chestionarele și îi trimit mai departe la doamnele doctor la triaj. Mi se pare o experiență interesantă pentru viitoarea mea carieră de medic și mereu e bine să te implici în acțiuni de voluntariat. Am ținut să particip pentru că consider că lumea are nevoie de acest vaccin și astfel putem să punem capăt pandemiei într-un timp cât mai scurt. Și totodată pentru voluntariat, bineînțeles, fiindcă studenții le-a fost mult mai greu perioada asta online să facă practică. Și putem ajuta cu orice astfel. Am ținut de foarte mult timp să fiu voluntară și să simt că pot să fac ceva împotriva virusului, împotriva pandemiei cu care ne confruntăm acum. Chit că nu, poate nu este foarte mult ceea ce fac acum, dar măcar fac ceva și să sperăm că ne întoarcem la vechea normalitate. Eu am fost doar pe partea de triaj, studenții voluntari sunt doar aici pe partea de triaj sau la buletine. Am ajutat vârstnicii, anumite persoane cărora le era mai greu, mai dificil să completeze formularul, i-am însoțit pe parcursul întrebărilor despre sănătate. Și cât de cât am încercat să-i fac mai optimiști. Am simțit că, ca și student la medicină, trebuie să facem și noi ceva, să ajutăm comunitatea medicală în aceste timpuri complicate pentru toată lumea și cu minimul pe care îl putem face și noi, am zis să ajutăm. Sunt studentă și vreau să mă implic, să susțin vaccinarea, pentru că lumea nu prea se vaccinează, sunt tot felul de comunități anti-vaccin, foarte proaste din punctul meu de vedere. Și să ajungem la normalitate până la urmă. Ei, prin atitudinea lor, confirmă potențialul uriaș pe care l-au tinerii. A ne poziționa în categoria aia care spune tinerii din ziua de azi nu mai sunt, este o greșeală totală. Tinerii sunt așa cum ești tu cu ei, de fapt. Tu îi determini cum să fie. Ei sunt încă modelabili, influențabili. Și iată, când le oferi ceva frumos, interesant, ei sunt extraordinari. Deci au reacționat uimitor, chiar și lidera studenților, Catarina Lib, a spus, domn profesor, într-o zi s-au înscris 300 și ceva, nu-i problemă, eu cred că vin toți dacă insistăm și spunem că e nevoie. Acest grup uriaș ne permite să mergem mai departe, să facem noi proiecte de voluntariat. Voluntarii de la maratonul vaccinării vor participa la un concert în urma căruia se va efectua un studiu COVID. Vom iniția, după rapel, un party al voluntarilor în Timișoara. Așa cum în alte orașe s-au făcut studii epidemiologice pe diverse grupuri, noi credem că suntem grupul ideal și cel mai îndreptățit să facem așa ceva. Facem un party, noi toți voluntarii, cei care ne-au ajutat, și vom studia dacă partiul făcut pe un grup mare de oameni, toți vaccinați, va duce sau nu la creșterea incidenței pozitivării. Cum s-a făcut la Barcelona, de exemplu, într-un concert rock, noi vom face un party rock cu Cargo, desigur, care sunt voluntari și ei alături de noi, cu Timișoara Bikers și alții, și vom
face designul unui studiu, toată lumea va semna după toate regulile științei și vom analiza dacă acest lucru are sau nu o influență asupra transmisiei virusului, pozitivării și așa mai departe. Și toată lumea, vă dați seama, nimeni n-a venit pentru asta, dacă n-au auzit, toată lumea acum vorbește departe și abia așteaptă ca acest lucru să întâmple și noi îl dorim pentru că el cumva va face botezul unui grup extraordinar la scară mare care reprezintă medicina timișoreană.